În momentul în care fiecare dintre noi alege să fie altceva și înlocuim aceste emoții negative, această aroganță, această furie, această lăcomie, aceste temeri, cu cooperarea, cu o altă construcție a societății, dintr-o dată și societatea, că este românească, că este mondială, statul global, da? Alege să fie altceva și va face altceva și va obține în timp alte rezultate. Dar vestea bună care vă dau tuturor este că de fiecare dintre noi depinde ce se va întâmpla mâine. Eu, unul, dragilor, m-am săturat să fiu pradă unui mental colectiv în care 95% din semenii noștri își imaginează un viitor trist. Asta pentru că sunt o consecință a unor mijloace de manipulare triste. Și așa mai departe. Vă invit ca fiecare dintre voi să fiți responsabili și să vă proiectați propriul viitor. Și să vă gândiți în termeni pozitivi, pentru că asta trageți. În funcție de ceea ce gândiți, asta trageți. Experimentați în propria voastră viață acest lucru. Treziți-vă dimineața și cu mai puțin chef de muncă, morocănoși, da? Obosiți, stresați și o să vedeți, urmăriți-vă ce vi se întâmplă pe de-a lungul zilei. Sau recadrați-vă imediat și dați-vă voie să curgă viața în voi, să fiți senin tonici și vedeți de asemenea ce vi se întâmplă. În fiecare secundă atrageți spre voi în funcție de starea pe care o aveți. În funcție de calitatea gândurilor pe care le manifestați. În funcție de emoțiile care curg prin voi. Este o lege naturală a rezonanței. E bine, ca să se întâmple ceva mai bun pentru fiecare dintre noi și pentru noi toți, este important ca fiecare din noi să fie lumină. Este important ca fiecare din noi să fie tras și voi aici, ca vulturi, este important prin ceea ce sunteți și ceea ce faceți, să inspirați pe ceilalți. Acest seminar va aprinde lumina. Și fiecare alege. Fără să preseze pe nimeni în nicio direcție, în niciun fel. Vă invit să simțiți în interior. Dați-vă voie ca prin interiorul vostru să simțiți informația, starea, energia care se creează aici. Și așa cum spuneam și eu. Să puneți deoparte ceea ce în acest moment simțiți că se pliază mai puțin cu interiorul personal.